Și discutăm despre situația românilor aflați în Grecia, dar și despre cea a celor din Maroc, cu Radu Filip, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, aflat în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Vă mulțumesc pentru prezența în jurnal. Vedem așadar pe plan internațional, sunt două situații destul de grave. Aș începe în primul rând cu ce se întâmplă în Maroc, acolo unde vedem că în această dimineață a avut loc acel cutremur de 6,8 pe Richter, foarte mulți morți și știm că Maroc este de regulă și o destinație de vacanță pentru o parte dintre români, sunt și comunități de români acolo. Care sunt informațiile pe care le aveți în aceste momente? În primul rând, aș dori să folosesc această cale pentru a exprima întreaga noastră solidaritate cu regatul Marocului, cu cetățenii acestui stat, condoleanțe familiilor victimelor, sănătoșire grabnică celor care sunt suferinți și speranța că toți cei care, salvatorii, vor avea rezultate în găsirea, în lupta lor contra cronometru. Da, așa cum spuneați, este o destinație de vacanță. Sunt mulți cetățeni români care frecventează acest stat, dar din fericire, deocamdată, până la acest moment, nu au primit cereri de asistență consulară, doar o singură solicitare de informații cu privire la situația unui grup de cetățeni români. În urma verificărilor pe care ambasada României la Rabat le-a întreprins pentru verificarea situației, au comunicat familiei că persoanele în cauză sunt în siguranță. Situația este în dinamică, ați văzut și tu și dumneavoastră amplitudinea acestei tragedii. De aceea, noi suntem, prin misiunea noastră diplomatică, suntem în contact permanent cu autoritățile locale și este pregătită să acorde asistență consulară conform competențelor. Bun, înțelegem așadar o situație în dinamică, iar dacă se întâmplă ceva, așteptăm și informațiile din partea dumneavoastră.